în momentul de față, eu atât vă spun că din punctul meu de vedere acel raport al anii este incorrect, pentru că pe mine m-au catalogat și m-au dus pe o cu totul altă literă decât prevede legea. Eu din punctul meu de vedere și acum vă spun că eu eram în deplină compatibilitate în ceea ce am făcut. Eu da. Anii s-au autosesizat sau? Nu, a fost o sesizare făcută în anul 2014 de către un cetățean mort în anul 2012 și care privea votul meu pentru o sentință de Consiliu privind alocarea unor sume de bani la echipa de fotbal. Deci nu a avut nicio legătură cu spitalul. Sigur că în momentul în care am ajuns la instanță, am solicitat și eu dosarul de la ANI. Am primit un dosar foarte gros în care am văzut că am fost verificat. Păi da. De ce n-ați mers pe chestiunea asta? Nu există persoană... Dar nu privește ANI. În momentul în care a fost sesizată, indiferent de cine a fost sesizată, și nici fapt. Iar vă spun că am fost controlat și la avere, am găsit conturi de bănci de care eu uitasem de prin 2005, care erau închise, de prin 2002 niște firme în care eram asociat și așa mai departe. Deci, căutarea a fost lungă.